poeții dintotdeauna au fost poeții români, îndeosebi romantic și eminescu până la urmă. Declarații de dragoste fac poeții azi. Ne jurăm, scâncim și ne grăbim în Europa. Scoatem Basarabia la mezat, iar și iar o scoatem. Între timp la noi acasă, ca în Patagonia se cântă, au apărut niște gângănii vede care își permit nepermisul, trivializează, vulgarizează idei și rămâne astfel mărgioară la cheremul negustorilor compromiși, la cheremul profitorilor, la cheremul canaliilor cu piete pe mâini și pe conștiință. Încercăm, naivii, să schimbăm starea de lucruri, lumea, adică râd și câinii, de noi râd. Cele două secole de ocupație ne ofrând coloana vertebrală. Neputincioși suntem, dar avani, unde noi ne cetăm, ne batem, ne arătăm cu degetul, ne viclenim, trăim, dar ce folos? Facem umbră pământului, dar poate că nici atât complotăm ca și cum împotriva bunului simț. Unde vă sunt rădăcinile, oameni, ne vor spulbera vânturile fără de rădăcini. De la referit, de la apus, mai contează parcă altă Uniune Sovietică, mi-e teamă, Uniunea Europeană e. Mi s-a lăhămetit să tot zic de balaurul roșu. Ei prosperă, bolșevicii moldovenești, autonomie vor, la Pălți, la Capul, pur și simplu. Separativ să în inima Basarabiei, din capul lor să rămână. Cine i-a mai dat atâta nasul Ivan? Chiar și frate mai mare i-a spus, ne ridăm blestemul de azi. Nu cred că m-am scăpat vreodată de râia căprească. De câți ani înșuri generalul bastard e în vogă, chiar să nu vă doară, ca blasfemia, indiferența. Morala se moștenește, din bătrâni vine. Ce va rămâne după noi? O țară, mi-e teamă, nu va rămâne. Blestemat să fie cu blestemul urii, omul care își vinde patima securii. Blestemat să fie cu blestemul pumei, omul care își vinde bunii și străbunii. Blestemat să fie cu blestemul gliei, omul care își vinde frații și copiii. Blestemat să fie cu blestemul vremii, omul care își vinde legea și semenii. Și la fel să fie blestemat cu veacul omul care își vinde patria și steagul. Din istorie contradictorie, blestemele mele, lirice poate, totuși, glonț era cuvântul atunci, azi nu e, azi niște poeți lirici, sataniști au apărut, o fi satana și muză, unul dintre ei, dintre sataniști, laureat al premiului Nobel a devenit, alte vremuri, alte obiceiuri, Mântuitorul răstignit pe cruce este culit chiar în biserică, ca și cum la îndemâna pe zbornicilor lumea nouă ar fi. Ne ducem povara, tot mai greu, are nevoie cine de adevărurile noastre? Murim, spunând adevărul. Ei, și dacă viață fără moarte niciodată n-a fost, tuc se naibii toate întrebările retorice. Nu eu am spus democrație, monstrule vorbareț, nu eu am spus canalia liberală. Omul negru nu s-a născut în fantezia mea, nici spânul, nici omul roșu, toate se repetă. Au fost până la noi, vor fi și după noi, fiecare generație, ca și cum ar descoperi lumea de la început. Sentimentele noi sunt alta inima, azi alta mentalitate. Oameni pervertiți chiar și la islam, alta și credința, o boală însă, cea mai boală din toate, caracterizează plenar acest început de vac. Vedetismul, vezi și nu crezi, manifestări de vedetism în toate domeniile vieții, mai întâi și mai întâi în politică, dar și în toate absolut artele, în estradă mai ales și în literatură, nu cunosc nicio limbă omenește, n-au nici limbă maternă, cântă ce le vine la gură, acordul prelipatului cu subiectul nu fac, micul ecran îi multiplică, oglindă ca și cum vremea noastră, să-ți astupi ochii, să-ți astupi urechile, răul este molipsitor, vedetismul este o boală. Ele, vedetele, nici măcar nu știu ce înseamnă cuvântul în limba noastră, dar poate că știu, poate că într-adevăr se cred cele care nu sunt omul sărmanul. Cum poți fi vedetă abia la primele două, trei cântece? Cum poți fi vedetă necunoscută de nimeni? Anonimii nu dețin rolul principal în spectacole. Tendința de a pune cu orice preț în evidență, de a epata dintotdeauna a fost proprie mititeilor. Azi însă nu există limite,
Există în schimb fabrici de vedete. Una din ele televiziunea publică e. Toată vremea emisiuni cu vedete, descoperite de alte vedete. Și unele și altele se vor evidențiate, chemate la vis. În culise, întotdeauna există o echipă de făcut zgomot. Aplaudă, aplaudă, aplaudă. Se face scârbă, să fie lumea nouă atât de obraznică, cetată cu morală să fie bolnavă de boala gângănilor bipede. Din păcate, nu o putem schimba. Din păcate, normele juridice azi nu sunt una cu cele de bună cuviință. Și apoi, copiilor părăsiți cei 7 ani de acasă, cum să nu le lipsească? Pleacă în țări străine părinții, de 20 de ani pleacă. Rămân copiii fără niciun ajutor, fără niciun povățuitor, fără icoană. Ce învață? De la cine învață? Regretă, nu pot fi în rând cu copiii oamenilor. Măcar vedete să fie, să apară la televizor, să cânte bine, rău, se deprind cu acest gând. Dar cum să ne deprindem noi, telespectatorii? Imposibil, pur și simplu, în stradă, iarăși ele vedetele, portrezele lor, de la aeroport, la barieră scurie. Nu acuz, nu am acest drept, nu am pe cine, constat, democrație totală, libertate totală, fundătură, pustietate, am rămas și azi. Cei de atunci, ideologizați până la refuz, știm, dar tot ne buricăm să culegem stele, deși de nimic bun, dar de nimic nu suntem capabili. Ne batem toba, facem fum, îndulcim zăharul, pelinul, născocim profesii, specialități noi, publicistică literară, cum ar fi, de unde și până unde. În incinta Academiei avea să apară această împrechere de cuvinte și nu pot înțelege. În ruptul capului, unde filologii noștri? Ori toate dicționarele limbii române contemporane, negru pe alb, scriu, citesc, publicistică, totalitatea publicațiilor periodice dintr-o anumită epocă. Este primul sens al cuvântului și al doilea e, iarăși citesc, indeletnicirea, activitatea unui publicist. În sfârșit, cei ce cred experții de la Academie că este publicistică literară în limba noastră cea română, eseistică se numește. Vorbim așadar o limbă aproximativă. Trag dungă aici. Problemele nu se mai termină. Nu le mai rezolvăm. Ambițiile se întărâtă. Revin la viața noastră socială, politică. Comuniștii, comentatorii politici a dat sfoară în țară. Maica ar opta pentru deschiderea dosarului securității. Cum domnilor, tovarăși, puterea de la Chișinău afirma până mai ieri, alaltă ieri, că dosarele securității au fost trimise la Moscova. Au fost sau nu? Altădată, Petru Lucinski, președinte al Parlamentului, o vorbă strașnică a spus vis-a-vis de aceste dosare. Dacă le deschidem, s-ar putea să rămânem fără intelectualitate. Ceea ce înseamnă că vor tași lui Voronin, asta urmăresc. Eu însă mă gândesc la turnătorii mei, parcă aș fi curios. Cine sunt? Prieteni? Dușmani? Apropo, generația 66 de poieți ruși de la Moscova și-a răsfoit dosarele. Aceeași teroare și acolo. Și aici, în Basarabia, a întunecat sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70 ai secolului 20. Să treacă de la noi, să iertăm pe cei cu mâinile în sânge, s-au comis crime. De cine? Criminalii au pervenit, s-ar putea întâmpla. Unde-i judecata de apoi? În anii 60-70, în Basarabia, au fost interzise, arestate din librării 4 volume de versuri, 4 dosare măcar să răsfoim. De schimbat, ce mai putem schimba? Vremele pe care le trece poetul, artistul, creatorul de frumos, oricum, aceleași vor să rămână. Am avut, avem și azi poeți de naționalitate, dar avem și băgători de seamă, cu biografie, să-i cunoaștem pe unii și pe alții. Azi necazurile mele nu sunt mai mici decât erau atunci, în anii 60. Nu am unde publica, tot așa cum nu am avut și atunci, toate vechi și nu sunt toate. Nu este o întâmplare că mititeii s-au lustruit și se lustruiesc. Opera lor nu rezistă, nu-i poate scoate în lume. Dați-le microfonul, apărcați-i pe soclu, ei au unde se publica. Ei au sponsori, ei au și la Palatul Oamenilor. Toți bat cărarea la președinție, cu fanfare îi întâlnesc mai mari. Plină Basarabia azi de scriitori emeriți, de artiști ai poporului. Au fost banalizate,
în altele distincții au fost vulgarizate sfintele mormânturi. Nu mă pot domoli, eu nu mai pot fi indiferent. Ori de câte ori mă duce întâmplare la țintirimul de pe strada armenească, parcă m-ar zvârli cineva în ocoștă de lăbat orașcu. Este un localism acest cuvânt, ocoștă, dar așa mi-a rămas în memorie, din copilărie. Era în anii războiului, pichet de grăniceri, dincolo pichet de grăniceri, dincoce, așa s-a făcut pretinsa eliberare stalinistă. Cu bombe, cu bombardamente, cu genocid, cu Siberia, cu urșii polari, apropo, RSS, moldovenească, Republica Fantomă, a fost Moldova propriu-zisă, voivodală, la Nistru avea hotar și-au făcut hotărul bezbojnicii, parcă azi în Transnistria, nu tot ei și-l fac, trișăm, nu spunem lucrurilor pe nume, cărmașilor moldovenești adevărul le repugnă malurile Nistrului, în veacul nostru nu se vor mai apropia. De s-ar apropia măcar malurile Prutului, oare vor ajunge copiii noștri să-și vadă patria întregită, dar copiii copiilor noștri, calamitățile se țin de noi și cele naturale, să ne ținem și noi de rădăcini, ar fi o salvare. Nu mai suntem în stare însă, ba chiar și stăruim în neputința noastră, ne complacem în viclenii, ce poate fi mai rău? Blestemat să fie astăzi și oricând, omul care n-are umbră pe pământ, blestemat să fie astăzi și mereu, omul care n-are niciun Dumnezeu. Iarăși gândesc în poezie, nu pot fi mașină practică, din păcate, nici viața noastră cea de toate zilele, poezie nu-i, romantică nu-i, și nu mă înțeleg eu pe mine, dar îmi de pe noi legenii, cu interesele și afacerile lor, nu întotdeauna curate. Căzută ca și cum de pe altă planetă lume nouă, nu are trecut, nu are istorie, romanii, dacii, nu o interesează cine i-au fost predecesorii, pe noi 60 și totul ne interesa, dar cu Eminescu odată am ținut să fim urmașii Romei, nu mai țin azi, eu nu țin. De Doamne, mintea moldoveanului cea de pe urmă, descoper la începutul secolului al 21-lea că nu ne cunoaștem obârșia. Cine a spus că nu poate fi falsă istoria românilor? Cum nu poate dacă și Academia Română s-a aflat la cheremul omului negru? Ca și Academia noastră a Moldovei Sovietice. Arheologii moldoveni căutau peste tot, chiar și la ochii vechi, urmașele sciților. De ce nu alegeților? Clasicii noștri Rousseau, de exemplu, nu vând rău pe vânt cuvintele. Taco, romanii, îmi sună și azi în urechi vorbele simple ale lui Aleacu Rousseau din Piatra Teile. Zicea de niște moldoveni frumoși la suflet și la port scriitorul. De ce ne zica scriitorii români din țară și din Basarabia? Nici limba, nici graiul grai, de unde literatură mare? Cuvinte împrumutate, de căzută nație, vorbe alandala. O fac pe europenii toți scribăreții. Are cineva nevoie de personajele lor, de mărturisirile lor, de minoritățile lor naționale și sexuale? Să mă deprind cu vremurile noi, nu vremurile, alte vremuri noi au strâmbat lumea. Ia, lumea s-a dat cu nelumea. Tot ce-i străin e bun, e frumos, e mișto. Cum altădată era bun tot ce era sovietic. Care mișto, rădăciților, care frumos, care bun, care ok, care super, uităm cuvintele limbii materne, bătuți cu leuca, spuneau înainte mergătorii. Zic de morală numai, Basarabia este locșorul nostru de veci. Nu la alte popoare, avem cu ce ne mândri, nu avem conducători, avem cozi, au slujit și alte topoare.